Bună tuturor! Bună dimineața! Eu sunt Jenia și bine ați venit pe canalul meu! Astăzi o să facem un clipuleț în care să vă arăt tot ceea ce mănânc eu și o să vă iau cu mine. Mi-am umplut o sticlă de apă în care am pus foi de mentă ca să fie mai gustoasă și să nu ne plictisim. Și am pus-o în sticluța de la My Protein. În infobox găsiți contul de 25% de My Protein. După care mi-am luat cântarul meu de bucătărie, foarte bun și precis, și am pus două felii de fete biscotate care au cam 16 grame amândouă. Deci sunt foarte, foarte, foarte ușoare. Și așa pot să mănânc două, chiar și trei. După care o să pun niște șuncă, care vedeți are 1% de grăsime, o să le pun peste feliile de pâinică și o să le împătresc așa frumos ca să ne distrăm noi când mâncăm, să avem și ceva care să ne placă la ochi. Acum, vedeți, eu dau la zero când adaug alte ingrediente. Am pus o jumătate de nucă într-o parte, o jumătate de nucă în cealaltă. După care, de fiecare dată înainte să mănânc, mă duc pe aplicația MyFitnessPal și bag acolo toate alimentele pe care le consum, pe care vreau să le mănânc. Aici avem posibilitatea de a adăuga dimineața, la micul dejun, prânz, seara, snack și așa mai departe. Și aici, uitați, bag exact câte grame de pâine am consumat, câte grame de șuncă. Iar, vedeți, de exemplu, poți să faci scannerul cu telefonul pe codul de pe alimentul respectiv și ți apare în automatic acolo, pentru că ăștia au acolo odată un database foarte, foarte mare. Același lucru am făcut și cu alunele. Imediat ți apare, tu decât bagi gramajul și este ok. Nucile, mi se pare că au fost 7 grame. Iar șunca 54 și pâinea 16. Iar astea sunt două caise pe care le-am mâncat împreună. Ajungem la ora de prânz. O să vă las pe aici pe undeva dacă o să reușesc. Dacă nu, în infobox găsiți rețeta acestui pui la cuptor cu iaurt grecesc. Pe lângă puiuț o să mănânc o bucată. Pe lângă pui am pus și o chiflă care era prea mare. Avea mai mult de 30 de grame și a trebuit să o tai. Am adăugat și o roșie ca să avem și legume lângă cărniță. Nu uitați să vă duceți și pe blogul meu, îl găsiți în infobox. Acolo găsiți foarte, foarte multe diete și pentru cine vrea să fie urmărit în dietă, să-mi lăsați un e-mail, un mesaj sau ceea ce vreți voi, pentru că acum urmăresc mai multe persoane și pot să vă urmăresc zi de zi cu încurajări, cu sfaturi, o să aveți numărul meu de telefon. Aici am pus peste pui iaurtul, v-am spus, o să găsiți rețeta ori în infobox, ori pe aici undeva. Pentru snack am mâncat o felie de pepene galben, iar lângă pepenele galben am pus un muffin și rețeta acestuia am făcut un video, o să-l găsiți în infobox sau o să vă las pe aici pe ecran pe undeva rețeta pe care am făcut-o și am publicat-o acum câteva zile, să vedeți ce simplu și ușor și cu ingrediente sănătoase și curate și era foarte, foarte gustos. Asta este snack-ul meu, am pus o alună și o căpșunică ca să fie așa și pe placul la Instagram. Seara mi-am pregătit o salată
Eu când doresc tot ceea ce mănânc, așa, ca să am eu ideea cam cât mănânc, dar în dieta mea pe care o personalizez pentru fiecare, pentru persoanele care vor să fie urmărite de mine, le sfătuiesc să mănânce legume fără să le cântărească, pentru că legumele sunt sănătoase și sunt foarte indicate pentru a pierdere, pentru a slăbi. Chiar și atunci când vă e foame, vă faceți o salată de roșii cu un pic de sare, fără ulei, și merge la mare meserie ca să nu dați greș și este foarte, foarte gustos. Aici îmi pregătesc o salată, am luat un castron, salată verde, puteți folosi de carofi. Eu folosesc valeriana de obicei ca să mai ne calmăm așa câteodată când mai avem nervi. Am pus și niște salată de salată, lattuga. După care am adăugat și o roșie. Eu le-am pastea cu roșiile, îmi place peste tot să le mănânc. Am adăugat roșie, castravete, toate tăiate pentru salată. Am pus 2 lingurițe de ulei peste salată și oțet de mere. Uleiul trebuie întotdeauna pus cu lingurița ca să nu punem prea mult, pentru că e de ajuns o linguriță în plus și caloriile cresc foarte mult. În schimb, cu lingurița reușim să fim cât mai preciși. Și în schimb, oțetul puteți pune cât vreți, cât nu are importanță, pentru că totuși nu au calorii foarte multe. O să pun și castravetele, care i-am luat coaja, pentru că aici în Italia nu sunt bune de nimic. Nu sunt așa nutritive. Asta îi spune finocchio, nu știu cum îi spune românește, sincer să fiu. O să mă ajutați voi cu un comentariu să-mi spuneți cum îi spune la finocchio. Vedeți, eu am spray de ulei, am pus de 5 picături, niște oțet și am mâncat. Vreau să vă mai spun că eu primesc foarte multe mesaje de la voi cum să vă ajut cu dieta. V-am mai spus, dacă aveți nevoie să fiți urmăriți în dietă, trebuie să-mi trimiteți un mesaj pe mail. Aici am făcut și o omletă cu ardei, găsiți rețeta, video rețeta în infobox. Eu vă pup și ne vedem data viitoare. Ciao!